scene de groază în centrul capitalei. Un copil de 2 ani a fost rănit după ce a căzut de la etajul unei clădiri de pe Calea Victoriei. Colegul meu Bogdan Borza vine cu toate informațiile. Bogdan, te ascultăm. Ce date sunt la această oră? Bun găsit tuturor! În această dimineață, polițiștii secției 1 au fost sesizați printr-un apel că un copil în vârstă de 2 ani a căzut de la etajul 1 al unui bloc de pe Calea Victoriei. S-au deplasat la fața locului polițiștii și au sesizat că fix așa este, copilul căzuse. Au venit la fața locului și medicii care au acordat îngrijiri. Din fericire, copilul, căderea a fost atenuată de o tablă, chiar dacă el are leziuni vizibile în acest moment. Iar acesta a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu pentru îngrijiri suplimentare. Ei bine, acesta a căzut atunci când se juca pe balconul, la balconul apartamentului, pe pervaz, a căzut de la etajul 1. Acum rămâne de văzut cum va evolua starea lui de sănătate. Vom urmări ce se întâmplă și vom reveni cu detalii.